Salutare lume! Coeficientul IQ reprezintă un concept și un scor derivat din diferite teste standardizate prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Oamenii cu un IQ mai coborât de 85 au un intelect mai jos de mediu, de la 85 la 115 nivel mediu, de la 115 la 130 nivel înalt, de la 130 la 145 excepțional, iar dacă ai un IQ mai înalt de 145, te felicit, ești un geniu. Asta și va fi tema topului nostru de astăzi. Vreau să vă povestesc despre 10 oameni cu cel mai înalt coeficient IQ. Deci urmează top 10 cei mai deștepți oameni din lume. Să începem! Cu nivelul IQ-ului 160 deschide topul nostru Stephen Hawking, un fizician englez, teoretician al originii Universului și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de matematică la Universitatea Cambridge, deținută cândva de Isaac Newton. Pe locul 9, Andrew John Wiles, cu un IQ de 170 de puncte. Este un matematician britanic și profesor de cercetare la Royal Society din Universitatea Oxford, specializat în teoria numerelor. El a demonstrat teorema lui Fermat. Pe locul 8, de asemenea cu un IQ de 170, Paul Gardner Allen. Este un magnat, om de afaceri american, investitor și filantrop, bine cunoscut ca și cofondator împreună cu Bill Gates la Microsoft Corporation. În martie 2013, el a fost desemnat cea de 53-a cea mai bogată persoană din lume, cu avere de 15 miliarde de dolari. Locul 7, Judith Polgar, cu un IQ egal cu 175. Judith Polgar este un maestru în șah din Ungaria. Ea este cel mai puternic jucător de șah feminin din istorie. În 1991, Polgar a obținut titlul de maestru la vârsta de 15 ani și 4 luni, fiind cea mai tânără persoană de până atunci. Remarcabil este că ea a învins 9 campioni la șah, inclusiv Garry Kasparov, Boris Spassky și Anatolii Karpov. Locul 6 îi revine lui Garry Kasparov, care este deținătorul unui IQ de 190 de puncte. El este un maestru de șah rus, fost campion mondial de șah, scriitor și activist politic, considerat de mulți a fi cel mai mare jucător de șah din toate timpurile. Din 1986 până la pensionarea sa în 2005, Kasparov a fost clasat pe locul 1 în lume, în 225 din 228 de luni. Kasparov a devenit cel mai tânăr campion mondial de șah la vârsta de doar 22 de ani. Pe locul 5, Richard Rosner, înzestrat cu un IQ de 192. El este un producător american de televiziune, creator de show-uri de televiziune celebre peste ocean. Cu un IQ de 210 puncte, inginerul corean Woong Yong, pe locul 4. El a fost considerat de mic un copil minune, deoarece a început să vorbească la vârsta de doar 6 luni. Pe locul 3, Christopher Hirata. Are un nivel IQ de aproximativ 225. El a fost considerat un geniu încă din copilărie. La vârsta de 16 ani a lucrat cu NASA în misiunea sa de cucerire a planetei Marte. La vârsta de 22 de ani, el a obținut titlul de doctor la Universitatea Princeton. În prezent, Hirata predă astrofizica la Institutul de Tehnologie din California. Pe locul 2, Marilyn Vos Savant, un IQ remarcabil de 228. Ea este un cronicar american de reviste, autor, lector și dramaturg, care a devenit faimoasă deoarece la un moment dat a intrat în Guinness Book of World Records drept ființa cu cel mai mare IQ. Și pe locul 1, cea mai inteligentă persoană din lume, Terence Tao, cu un IQ de 230 de puncte. Terence Tao este un matematician australian care lucrează în analiza armonică, ecuații cu derivate parțiale, combinatorica aditivă, teoria matricei aleatoare și teoria numerelor analitice. El a primit premii de inspirație, cum ar fi atribuirea premiului Memorial Bocher în 2002 și premiul Salem în 2000. Acestea fiind doar câteva dintre ele, el este de asemenea cel mai tânăr profesor de la University of California. Și cam asta pentru astăzi, prieteni. Like, subscribe, share dacă v-a plăcut. Aștept părerile voastre în secțiunea comentarii, iar în continuare puteți urmări top 5 operații estetice eșuate sau top 10 cele mai adorabile animale albinoase. Pe curând! Stephen Hawking, un fizician englez, teoretician al originii Universului și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de matematică la Universitatea Cambridge, deținută cândva de Isaac Newton. Pe locul 9, Andrew John Wiles, cu un IQ de 170 de puncte. Este un matematician britanic și profesor de cercetare la Royal Society din Universitatea Oxford, specializat în teoria numerelor. El a demonstrat teorema lui Fermat.
Pe locul 8, de asemenea cu un IQ de 170, Paul Gardner Allen. Este un magnat, om de afaceri american, investitor și filantrop, bine cunoscut ca și cofondator împreună cu Bill Gates la Microsoft Corporation. În martie 2020 și activist politic, considerat de mulți a fi cel mai mare jucător de șah din toate timpurile. Din 1986 până la pensionarea sa în 2005, Kasparov a fost clasat pe locul 1 în lume, în 225 din 228 de luni. Kasparov a devenit cel mai tânăr campion mondial de șah la vârsta de doar 22 de ani. Pe locul 5, Richard Rosner, înzestrat cu un IQ de 192. El este un producător american de televiziune, creator de show-uri de televiziune celebre peste ocean. Cu un IQ de 210 puncte, inginerul corean Ung Yong pe locul 4. El a fost considerat de mic un copil minune, deoarece a început să vorbească la vârsta de doar 6 luni. Pe locul 3, salutare lume! Coeficientul IQ reprezintă un concept și un scor derivat din diferite teste standardizate, prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Oamenii cu un IQ mai coborât de 85 au un intelect mai jos de mediu, de la 85 la 115 nivel mediu, de la 115 la 130 nivel înalt, de la 130 la 145 excepțional, iar dacă ai un IQ mai înalt de 145, te felicit, ești un geniu. Asta și va fi tema topului nostru de astăzi. Vreau să vă povestesc despre 10 oameni cu cel mai înalt coeficient IQ. Deci urmează top 10 cei mai deștepți oameni din lume. Să începem! Cu nivelul IQ-ului 160 deschide topul nostru 2013. El a fost desemnat cea de 53-a cea mai bogată persoană din lume, cu avere de 15 miliarde de dolari. Locul 7, Judith Polgar, cu un IQ egal cu 175. Judith Polgar este un maestru în șah din Ungaria. Ea este cel mai puternic jucător de șah feminin din istorie. În 1991, Polgar a obținut titlul de maestru la vârsta de 15 ani și 4 luni, fiind cea mai tânără persoană de până atunci. Remarcabil este că ea a învins 9 campioni la șah, inclusiv Garry Kasparov, Boris Spassky și Anatolii Karpov. Locul 6 îi revine lui Garry Kasparov, care este deținătorul unui IQ de 190 de puncte. El este un maestru de șah rus, fost campion mondial de șah, scriitor Christopher Hirata. Are un nivel IQ de aproximativ 225. El a fost considerat un geniu încă din copilărie. La vârsta de 16 ani a lucrat cu NASA în misiunea sa de cucerire a planetei Marte. La vârsta de 22 de ani, el a obținut titlul de doctor la Universitatea Princeton. În prezent, Hirata predă astrofizică la Institutul de Tehnologie din California. Pe locul 2, Marilyn Vos Savant, un IQ remarcabil de 228. Ea este un cronicar american de reviste, autor, lector și dramaturg, care a devenit faimoasă deoarece la un moment dat a intrat în Guinness Book of World Records drept ființa cu cel mai mare IQ. Și pe locul 1, cea mai inteligentă persoană din lume, Terence Kluopt, de asemenea cu un IQ de 170, Paul Gardner Allen. Este un magnat, om de afaceri american, investitor și filantrop, bine cunoscut ca și cofondator împreună cu Bill Gates la Microsoft Corporation. În martie 2020 și activist politic, considerat de mulți a fi cel mai mare jucător de șah din toate timpurile. Din 1986 până la pensionarea sa în 2005, Kasparov a fost clasat pe locul 1 în lume, în 225 din 228 de luni. Kasparov a devenit cel mai tânăr campion mondial de șah la vârsta de doar 22 de ani. Pe locul 5, Richard Rosner, înzestrat cu un IQ de 192. El este un producător american de televiziune, creator de show-uri de televiziune celebre peste ocean. Cu un IQ de 210 puncte, inginerul corean Ung Yong pe locul 4. El a fost considerat de mic un copil minune, deoarece a început să vorbească la vârsta de doar 6 luni. Pe locul 3, salutare lume! Coeficientul IQ reprezintă un concept și un scor derivat din diferite teste standardizate, prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Oamenii cu un IQ mai coborât de 85 au un intelect mai jos de mediu, de la 85 Tao, cu un IQ de 230 de puncte. Terence Tao este un matematician australian care lucrează în analiza armonică, ecuații cu derivate parțiale, combinatorica aditivă, teoria matricei aleatoare și teoria numerelor analitice. El a primit premii de inspirație, cum ar fi atribuirea premiului Memorial Bocher în 2002 și premiul Salem în 2000, acestea fiind doar câteva dintre ele. El este de asemenea cel mai tânăr profesor de la University of California.
Și cam asta pentru astăzi, prieteni. Like, subscribe, share dacă v-a plăcut. Aștept părerile voastre în secțiunea comentarii, iar în continuare puteți urmări top 5 operații estetice eșuate sau top 10 cele mai adorabile animale albinoase. Pe curând! Stephen Hawking, un fizician englez, teoretician al originii Universului și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de matematică la Universitatea Cambridge, deținută cândva de Isaac Newton. Pe locul 9, Andrew John Wiles, cu un IQ de 170 de puncte. Este un matematician britanic și profesor de cercetare la Royal Society din Universitatea Oxford, specializat în teoria numerelor. El a demonstrat teorema lui Fermat. Pe loc de luni, Kasparov a devenit cel mai tânăr campion mondial de șah la vârsta de doar 22 de ani. Pe locul 5, Richard Rosner, înzestrat cu un IQ de 192. El este un producător american de televiziune, creator de show-uri de televiziune celebre peste ocean. Cu un IQ de 210 puncte, inginerul corean Ung Yong, pe locul 4. El a fost considerat de mic un copil minune, deoarece a început să vorbească la vârsta de doar 6 luni. Pe locul 3, Christopher Hirata. Are un nivel IQ de aproximativ 225. El a fost considerat un geniu încă din copilărie. La vârsta de 16 ani a lucrat cu NASA în misiunea sa de cucerire a planetei Marte. La vârsta de 22 de ani, el a obținut titlul de doctor la Universitatea Princeton. În prezent, Hirata predă astrofizică la Institutul de Tehnologie din California. Pe locul 2, Marilyn Vos Savant, cu un IQ remarcabil de 228. Ea este un cronicar american de reviste, autor, lector și dramaturg, care a devenit faimoasă deoarece la un moment dat a intrat în Guinness Book of World Records drept ființa cu cel mai mare IQ. Și pe locul 1, cea mai inteligentă persoană din lume, Terence. Pe locul 8, de asemenea cu un IQ de 170, Paul Gardner Allen. Este un magnat, om de afaceri american, investitor și filantrop, bine cunoscut ca și cofondator împreună cu Bill Gates la Microsoft Corporation. În martie 2013, el a fost desemnat cea de 53-a cea mai bogată persoană din lume, cu avere de 15 miliarde de dolari. Locul 7, Judith Polgar, cu un IQ egal cu 175. Judith Polgar este un maestru în șah din Ungaria. Ea este cel mai puternic jucător de șah feminin din istorie. În 1991, Polgar a obținut titlul de maestru la vârsta de 15 ani și 4 luni, fiind cea mai tânără persoană de până atunci. Remarcabil este că ea a învins 9 campioni la șah, inclusiv Garry Kasparov, Boris Spassky și Anatolii Karpov. Locul 6 îi revine lui Garry Kasparov, care este deținătorul unui IQ de 190 de puncte. El este un maestru de șah rus, fost campion mondial de șah, scriitor și activist politic, considerat de mulți a fi cel mai mare jucător de șah din toate timpurile. Din 1986 până la pensionarea sa în 2005, Kasparov a fost clasat pe locul 1 în lume, în 225 din 228. Salutare lume! Coeficientul IQ reprezintă un concept și un scor derivat din diferite teste standardizate, prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Oamenii cu un IQ mai coborât de 85 au un intelect mai jos de mediu, de la 85 la 115 nivel mediu, de la 115 la 130 nivel înalt, de la 130 la 145 excepțional, iar dacă ai un IQ mai înalt de 145, te felicit, ești un geniu. Asta și va fi tema topului nostru de astăzi. Vreau să vă povestesc despre 10 oameni cu cel mai înalt coeficient IQ. Deci urmează top 10 cei mai deștepți oameni din lume. Să începem! Cu nivelul IQ-ului 160 deschide topul nostru Stephen Hawking, un fizician englez, teoretician al originii Universului și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de matematică la Universitatea Cambridge, deținută cândva de Isaac Newton. Pe locul 9, Andrew John Wiles, cu un IQ de 170 de puncte. Este un matematician britanic și profesor de cercetare la Royal Society din Universitatea Oxford, specializat în teoria numerelor. El a demonstrat teorema lui Fermat.